familia mea în timpul războiului, atunci când a fost, a plecat acolo, au stat, ne-am întors când am avut eu 3 ani și ceva, și de atunci nu am mers înapoi în Bosnia, în Spania, am rămas în Bosnia, dar în timpul războiului s-a dus acolo. Ce știi despre, de la părinți, despre război, despre... Știu lucruri care sunt mai puține frumoase, dar asta eu cred că trebuie să rămâne din spatele nostru și au o perioadă care a trecut și sper să nu se mai întâmple. Dacă l-ai crescut, ți-ai dat seama prin ce a trecut? Da, sigur. Tatăl meu a fost, înainte să plece acolo, a fost și, nu știu cum se spune, și la Logor, e un loc mai dezastru, să spun așa, și a fost și în război, dar sunt familie care au pierdut și copii și tot, și nici nu mă prea să mă gândesc la asta.